Unul dintre cele mai importante evenimente din viața unui cuplu. Iar pentru ca totul să fie perfect, tot mai multe perechi apelează la agenții specializate în organizarea acestor evenimente. Mai mult decât atât, mirii responsabili fac chiar și o repetiție anunții lor pentru a învăța tradițiile de nuntă, pentru a pune la punct până și cele mai mici detalii și, de ce nu, pentru a simți primele emoții în calitate de mire și mireasă. Eugen și Lilia sunt împreună de mai mulți ani. Tinerii au hotărât să-și unească destinele în luna septembrie, de aceea au început pregătirile pentru marele eveniment încă de anul trecut. Ideea de a organiza o mică repetiție anunții lor i-a încântat pe îndrăgostiți. Cel mai important este ca ceremonia să decurgă într-un mod liniștit. Nunta trebuie să fie veselă și să placă tuturor. Nouă ne-a plăcut foarte mult ideea cu literele mari Love, amplasate în zona furșetului. Este o idee interesantă, nu este un simplu decor, dar un aranjament funcțional. Viitorii miri au astăzi posibilitatea să se întâlnească cu diversi parteneri care îi pot ajuta la organizarea nunții lor. Eu am o deviză de a ajuta tinerii în a lua decizii neobișnuite care vor face petrecerea de nuntă superbă. Evenimentul s-a desfășurat sub forma unei petreceri masterclass în care viitoarele mirese au avut posibilitatea să decoreze prăjiturile pentru nuntă după bunul plac. Totodată, tinerii au avut posibilitatea să afle care sunt tendințele în materie de nunți pentru anul 2015. Tendințele pentru acest an sunt cât mai simpliste, stilul rustic, la natură, dar desigur că tinerii își aleg singur tema. Ei aleg idei de pe internet, iar apoi le adaptează la teritoriul nostru, la tradițiile noastre. Tradiționalul eveniment este organizat de Clubul Mireselor și Mirilor și are drept scop oferirea posibilității viitorilor miri de a face cunoștință cu serviciile a 10 de profesioniști care se ocupă cu organizarea și petrecerea nunților. Marie Ieșan, Veceslav Cotin, Pavel Voscoboi pentru știrile 21.